Vreau să te felicit și să felicit grupul ăla pentru tot ce face pentru prezervarea memoriei polonezilor și e un lucru extraordinar. Cred că și noi avem multe de învățat de la, de la modul în care știți să vă promovați istoria și să vă păstrați vie viu în trecutul în memoria cetățenilor polonezi. Referitor la prezența poloneză în Vâlcea, istoria ne dă lecții, câteodată le învățăm, câteodată nu le învățăm, în realitatea dovedește că nu prea le învățăm, dar nu ține de noi, de oameni obișnuiți, treaba aceasta. Oamenii obișnuiți au fost la înălțime în orice situație, chiar și atunci când în 39, după 17 septembrie 1939, Uniunea Sovietică intră în Polonia, ocupă Polonia, iar polonezii, mare număr de polonezi, au drumul exilului. Și mă refer aici atât la armată, dar și la oamenii obișnuiți, dar și la oficialității, în principal președintele și guvernul. România a fost o casă bună pentru aceștia în decursul celui de-al doilea război mondial. Unii au rămas mai mult, alții au fost doar în tranzit spre Europa de vest. Am văzut acolo o cifră pe unul din panouri, spune că în România, după unele cifre, au fost între 60 și 100 de mii de refugiați poloneți. S-au fost în județul Vâlcea, pentru că vorbim de județul Vâlcea, după unele statistici, vă spun, între peste 5.000 de refugiați în octombrie 1939 și mă refer la refugiați civili, pentru că trebuie să facem distinție, aici s-au aflat refugiați civili, dar și refugiați militari. În județul Vâlcea, imediat după 17 septembrie, se înființează lagăre pentru găzduirea, asta era denumirea, pentru găzduirea militarilor polonezi. Avem astfel de lagăre înființate la Brăgășani, la Călimănești. La Călimănești va fi unul dintre cele mai mari și va găzdui ofițeri ai armatei poloneze. În 41 acolo s-au aflat în jur de 1000 de militari ofițeri superiori polonezi, dintre care numai 12 generali ai armatei poloneze. Au fost toate lagăre înființate la Băile Gogora, la Ognele Mari, la Băile Olănești, la Păușești, la Graș și la Prezov. Deci în 8 locații din județul Vâlcea. Acestea au ființat până la sfârșitul anului 1939, când autoritățile militare au hotărât ca toți militarii, trupa de sub ofițerii să se comaseze la lagărul de la Cărnăjiu, care a fost unul din cele mai mari, și iar ofițerii să rămână la Călimănești. Pe lângă ei au venit, vă spuneam, un număr foarte mare de câteva mii de refugiați civili. Numărul lor este fluctuează. Statisticile nu sunt foarte clare. Și pentru că ei, de multe ori, erau doar în tranzit prin județ. Veneau, stăteau o lună, două, apoi își continuau drumul spre alte localități sau spre vestul Europei. Vâlcenii s-au dovedit niște case bune, în condiții grele de război, în condiții de lipsuri. Guvernul României, autoritățile au alocat sume considerabile de bani pentru a le asigura hrana, pentru a le asigura găzduirea în diversele locații din județ. Trebuie să vă spun că în toate stațiunile din județul Vâlcea, Călimănești, Tăciulata, Băile Gogora, Băile Olănești, aceștia au fost găzduiți în vile. E adevărat că acestea vile nu întotdeauna oferau condițiile cele mai bune, dar s-au străduit să le asigure, să facă ca aceste condiții să fie din ce în ce mai bune. Pe lângă găzduirea propriu-zisă, asigurarea hranei, s-a pus problema asigurării unor condiții cât de cât decente de viață, în sensul în care viața lor să continuă în niște parametri cât de cât normal. Și atunci se înființează școli pentru copiii polonezi, se înființează școli primare și gimnaziale, la Băile Gogora, la Drăgășani, la Călimănești, la Ognele Mari. Se înființează de asemenea cercuri sau, de exemplu, locuri de întâlnire denumite Casa Polonă, unde
acești refugiați puteau să se întâlnească, puteau să se informeze despre ce se întâmplă în țară sau în lume în general, să-și asigure ajutor. Era o interfață între refugiați și autoritățile române. Se înființează biblioteci, cum este cazul celei de la Trăgășani, se înființează chiar la urmele mari, chiar și o cofetărie de către doamnele poloneze, care au simțit nevoia să-și ocupe timpul și să-și câștige un ban în plus, evident. România a oferit chiar locuri de muncă, s-au creat condiții. E adevărat că foarte mulți din cei care au venit dintre civili erau meseriași, deci au găsit oarecum de lucru, dar au fost și intelectuali foarte mulți și, de exemplu, numai în județul Vâlcea, la un moment dat, se aflau 17 medici care au lucrat, care au profesat, atât pentru refugiații polonezi, dar și pentru români. De exemplu, la penitenciarul Ognele Mari era angajat un medic polonez care era cunoscător de limba română și a putut să ofere asistență medicală. De altfel, autoritățile române au oferit asistență medicală, spitalizare refugiaților polonezi, acces la medicamente în condițiile care erau de război din acea perioadă. Sigur că asistența religioasă a fost importantă, iar autoritățile vâlcene au făcut pași în acest sens. E adevărat că erau refugiați într-o țară ortodoxă, dar trebuie să ținem cont că la Râmnicu Vâlcea și la Brezoi existau biserici catolice la care ei au avut acces. S-au improvizat biserici în diverse alte locații, s-au născut copii la Vâlcea, s-au botezat, s-au căsătorit, dar s-au și înmormântat polonezi. Există locuri în cimitir, chiar cred că la Trăgășani există un loc amenajat unde s-au mai păstrat, e adevărat, pentru cei militari polonezi. Statul român asigura locuri de veci, i-a ajutat cu bani, deci s-au gândit inclusiv la aceste aspecte de viață. În general, vă spuneam, ei s-au integrat bine aici. Spre sfârșitul războiului, numărul lor scăzut la câteva sute de refugiați. Și sigur că sunt multe de spus. Eu am scris un studiu consistent pe această temă, nu e nici locul, nici timpul să aprofundez subiectul foarte tare. Vreau însă să mai spun un lucru, că aici la Vâlcea s-a aflat refugiat, inclusiv ultimul, o parte din ultimul guvern al coloniei aflat în exil. Inițial au fost cazați la Olănești, ulterior au fost mutați la Băile Govra, unde au stat până în primăvara anului 1944. Și avem aici printre, n-am să le pot pronunța numele pentru că eu văd de cunoștește, dar s-a aflat ministrul de finanțe aici, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, s-a aflat ministrul de război cu familiile lor, în jur de 27 de persoane care s-au bucurat de atenție, respect din partea autorităților, de grijă și s-au asigurat condiții demne de rangul pe care le aveau în Polonia.